Vești bune pentru orașul Năvodari. Autoritățile locale au câștigat o nouă luptă pentru stoparea provizorie a construirii gropii de gunoi. Tribunalul Constanța a decis suspendarea pentru moment a executării sentinței Curții de Apel, prin care edilul Nicolae Matei era obligat să acorde autorizație de construcție pentru centrul de deșeuri industriale. Noutățile sunt bune. Sunt bune pentru năvodăreni, sunt bune pentru orașul Năvodari și îmi permit să spun și pentru tot litoralul românesc. În sensul că s-a judecat suspendarea provizorie la tribunalul din Constanța și am primit suspendarea acestei, să zic, executării a gropii de deșeuri industriale până la data în care se va judeca suspendarea și revizuirea pe care am depus-o tot la tribunal. Autoritățile locale sunt din ce în ce mai încrezătoare în blocarea proiectului gropii de deșeuri toxice. Grație deciziei date de magistrații constanțeni, atât spațiul din spatele meu, cât și orașul per ansamblu sunt salvate cel puțin pentru moment. Pentru ca proiectul să fie blocat definitiv, mai este nevoie de câțiva pași. Mai mult decât atât, a fost trimisă deja o adresă către Ministerul Afacerilor Externe, prin care primăria Năvodari expune motivele privind imposibilitatea punerii în executare a deciziei dată de către CEDO. Avem această suspendare provizorie emisă de către Tribunalul Constanța și sunt încrezător că dumnealor vor lua act de acest document și nu numai atâta, vor depune și ei la rândul lor către Consiliul de Ministri documentația necesară prin care va arăta că orașul Năvodari nu poate să semneze pentru înființarea unui grup de deșeuri industriale. Decizia CEDO a venit în condițiile în care atât Roberto Vicentelli, patronul firmei italiene care dorea să construiască groapa de gunoi, cât și Tudorel Calapod, au condamnări definitive pentru folosirea unor acte false în această cauză. Opinia publică și societatea civilă și-au manifestat în repetate rânduri dezacordul cu privire la acest proiect care ar pune în pericol orașul Năvodari. La referendumul organizat în urmă cu câțiva ani, 98% dintre năvodăreni au votat împotriva depozitului de deșeuri toxice.